O tânără de 24 de ani care se afla sub influența drogurilor s-a întins pe barca poliției locale Timișoara. Oamenii legii au prins-o acolo incoerentă, iar mai apoi au descoperit că femeia avea și asupra sa substanțe interzise. Polițiștii locali aflați în acțiune de patrulare în parcurile de pe malurile canalului Bega au observat o tânără care era întinsă pe ambarcațiunea poliției locale acostată lângă Vaporetto, în zona catedralei mitropolitane. Aceasta a fost dusă la sediul instituției în vedere Identificării și întocmirii documentației, întrucât asupra sa au fost găsite substanțe ce fac parte din categoria celor interzise. Tânăra are 24 de ani, este din județul Arad și este incoerentă. Cazul va fi transmis Biroului de Combatere a Criminalității Timișoara în vederea continuării cercetărilor, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.